După cum vă spuneam și în ultimul clip sau penultimul clip, ușor, ușor rămân fără idei și nu mai știu ce să mai filmez pentru voi. Este sâmbătă astăzi, m-am machiat, m-am aranjat. Ieri am stat și m-am bucurat foarte tare de mesajele voastre. Vă mulțumesc din tot sufletul tuturor care mi-ați comentat și mi-ați urat la mulțea, multă sănătate, fericire și ce mi-ați mai urat voi pe acolo. Vă mulțumesc din tot sufletul. Să știți că am avut o zi super liniștită în care am stat în casă, n-am făcut absolut nimic, am ieșit puțin afară cu Claudia pe seară și m-am bucurat așa de o zi mai specială sau mai puțin specială, să-i spunem. Așadar, cum fac să scap de așadarul ăsta? Astăzi, în clipul de astăzi, nu știu exact ce voi filma, după cum vă spuneam, dar cert este că vreau să fac puțină ordine și decorare în raftul acesta, pentru că începe să nu mai îmi placă deloc cum arată, toate au ajuns să fie alandala. Și pe lângă acest lucru, m-am gândit eu că această lumânare superbă pe care o am de la Jumbo și atunci când am luat-o, dacă nu mă înșel, am și filmat pentru voi, îmi dau eu seama că nu se potrivește absolut deloc cu decorul de aici din casă, cu absolut nimic, și același lucru se întâmplă și cu chestia asta din lemn. Și bineînțeles că atunci când ne dăm seama că ceva nu se potrivește în casă, ce facem? Vopsim! Mă apuc să le vopsesc, vreau să le fac pe ambele roz și mă gândeam eu că pe aici, pe la ochi doamnei acesteia, aș putea să-i dau așa cu puțin negru, să o machiem, nu știu exact, mă apuc să o dau roz toată în întregime, iar după să vedem cum arată și dacă mai are nevoie să o machiez pe la ochi. Și în timp ce fac acest lucru, mi-am adus aici un pensul nou și vopseaua roz. O să mă uit la filmul acesta, se numește The Whole Truth. Truth este din 2021, este un film horror chinezesc. Nu știu dacă știți foarte multe despre filmele horror chinezești, dar mie mi se par într-un fel bune și într-un fel puțin amuzante, puțin trase de păr, dar cert e că îmi place să mă uit la ele. Am terminat de vopsit alea, dar m-am aranjat așa, cumva mi-am dat drumul la păr, nu știu ce, pentru că mi-am făcut un TikTok. Iar acum că mi-a venit cheful de făcut TikTok-uri, o să mă pun și o să mai fac și eu câteva, pentru că n-am mai postat de ceva timp pe contul de TikTok. Iar după, în timpul ăsta, oricum se usucă și toate acelea pe care le-am vopsit, că am vopsit mai multe, dar vă arăt imediat ce filmez TikTok-urile. Așa, între timp s-a făcut și întuneric afară, de fapt nu știu care-i treaba, că nu s-a înserat foarte tare, mă rog, e vreo 6, dar n-ar fi trebuit să... Cred că s-a înourat mai degrabă sau nu știu, vreau să vă spun că nu știu cât chef mai am să mai fac acolo ordine. Mi-am făcut clipurile pentru TikTok, mi-a ieșit și mie în sfârșit un clip super senzual, ca să zic așa, ca să nu zic sexy. Cei care mă urmăriți și pe TikTok, probabil că ați descoperit acolo cumva o altă latură de ale mele. Da, nu știu ce să zic despre asta, sper că nu vă displace. Mie cumva întotdeauna mi-a plăcut să am și să afișez câte puțin din toate. Mă rog, trecând peste asta, voiam să vă arăt că între timp s-au uscat aici toate lucrurile. Întorc camera să vă arăt exact cât de amazing a ieșit lumânarea aceea. Deci uitați-vă puțin!
stați așa. Deci uitați-vă puțin la chestia asta cât de simpatică a ieșit. I-am făcut sprâncenele, i-am făcut și linia de tuș și m-am gândit eu că chestia asta, punctul ăsta este roșu întotdeauna pe care l-au indiencele acelea așa în frunte și bineînțeles să-i fac și, și buzele cu roșu dacă tot. Ai de capul și de zilele mele, dar mie nu vine să cred cât de drăguță a putut să iasă și nu vine să cred că stăteam cu ea așa și era aproape insesizabilă, dar e absolut superbă. Și în același ton am vopsit și ăsta, știu că am zis că-l fac auriu, dar am zis hai să-l fac roz și să mai scap puțin de auriul acesta. Ăsta l-am făcut și pe ăsta roz și... Acum, ceea ce n-am filmat și am făcut așa pe repede înainte pentru că mă uitam la film și chiar mi-a fost lene să opresc, vă aduceți aminte că aveam eu mai multe rame din acelea pe care le-am luat de la Auchan cu reducere și asta este una dintre ele, am luat două la fel. Asta este una neagră, exact așa am cumpărat-o și are detaliile astea superbe așa pe ea, vintage, și asta a rămas neagră și mai aveam încă una fix la fel pentru care am desenat eu printul acela animal print. Și m-am gândit, haide să-i schimb puțin, că oricum să-i schimb fața, pentru că oricum am două la fel negre și nu o să am ce să fac cu ele. Una neagră o să potrivească cu ceva negru și una trebuie să fie altă culoare. Și m-am gândit să o fac și pe asta roz, dar, bineînțeles, inițial am zis că o las așa, dar după, evident că mi-a venit o foarte mare idee și îmi place foarte mult cum a ieșit. Vă arăt acum doar rama și imediat că s-a și uscat o să-i pun și desenul în mijloc și să vedem cum se așează și cum se blenduiește pe aici prin peisaj. Dar stați așa că am vopsit-o cumva pe niște, am pus aici niște foi ca să nu pătez masa, ați văzut voi pe filmare și bineînțeles că s-a lipit de foile astea și cu o mână nu prea mă descurc. Haideți să vă arăt cum a ieșit. Deci n-ai cum să iasă așa ceva din 10 lei. Uitați-vă puțin, 10 lei a fost rama asta și uitați-vă puțin în ce hal a putut să iasă. În ce hal! Și mă gândeam să o fac și pe cealaltă la fel, dar nu știu, mă mai gândesc puțin, poate doar să mai întâi să-i fac chestiile astea aurii așa și mă gândeam să o las așa negru cu auriu, ca să vă spuneam, ca să nu fie amândouă la fel, că de asta am și făcut-o pe asta așa, ca să nu fie amândouă la fel. Deci e ceva, deci a ieșit ceva, deci ceva! Nu vine să cred, deci îmi place extraordinar de tare. Îi pun acum desenul imediat să vedem cum arată. Stați așa să ies pe balcon ca să fie lumină mai bună și să vedeți exact cum arată chestia asta, Doamne. Deci rama asta mi se pare absolut superbă. Așa roz cu auriu, a ieșit ceva mai... Da-da! O, Doamne! O, Doamne! O, Doamne! Da, nu vine să cred. Îmi place extraordinar de mult. Extraordinar de mult. E superbă. Deci e ceva. E superbă. Și exact cum fac noi oamenii, m-am trezit, este duminică, și m-am apucat de curățenie. Nu mare lucru, dar am avut de schimbat lenjeria, am făcut curățenie în baie, am băgat o mașină la spălat, aștept să termine, să mai bag încă una. Și aș vrea să termin chestia asta cu redecoratul astăzi, dar am vorbit cu mami aseară pe video, îi arătam rama aceea roz pe care ați făcut-o, pe care ați văzut-o voi, de am făcut-o eu ieri și mă gândeam și la asta, care este neagră simplă, vă vorbeam eu de ea și dacă te uiți așa de la depărtare la ea, ai impresia că e o ramă simplă, doar dacă te uiți de aproape vezi că are tot felul de detalii superbe pe aici. Așadar, aceste detalii... Gata! Am terminat-o! A durat foarte, foarte puțin să o fac. Uitați cât de bine arată acum față de cum arăta înainte. Iar acum am stat pe balcon și m-am gândit așa puțin să-mi fac planul pentru astăzi. Este ora 12 și mă luase așa puțin moleșeala. Nu știu dacă și pe voi, dacă și voi pățiți așa. Dimineața când mă trezesc am un chef teribil de treabă, mă apuc să fac și aia și aia și aia și la un moment dat îmi vine foarte, foarte foame și mănânc ceva, iar după mă iau o moleșeală că îmi vine să stau în pat toată ziua și să nu mai fac absolut nimic. Dar, uitați în ce hal mi se vede vopseaua, da, trecând peste asta, am stat așa puțin pe balcon după cum vă spuneam, m-am regrupat și
mi-a făcut planul pentru astăzi. Pun telefonul aici pe undeva, mă pun să aranjez toată treaba aici pentru că nu se mai poate. Mă țin de 2 zile să fac biblioteca asta, să o aranjez, să o decorez și nu mai reușesc. După mă duc să fac baie, să mă epilez și plec la solar. De când mă țin să ajung la solar și deja s-a făcut, am vrut și eu să fiu neagră, neagră, când plec, când plec, când plec în vacanță și m-am trezit acum că mai este o săptămână până plecăm în vacanță și eu n-am nici măcar o ședință de solar la activ. Așadar, gata, mă regrupez, mă pun, fac curățenie aici, mă duc, fac baie și plec la solar și să vedem, poate mai trecem pe undeva. Gata, mi-am făcut baie, m-am epilat, pentru că m-am epilat acum, cred că v-ați dat seama, nu? Pentru că după nu mă voi mai putea epila, cel puțin, nu știu dacă e adevărată chestia asta, dar eu am impresia că dacă mă epilez după, imediat după solar sau chiar și a doua zi, îmi se zice bronzul. Nu știu dacă e adevărat sau e doar în mintea mea, dar voiam să vă spun că am o energie atât de scăzută și n-am chef de absolut nimic și nu știu cum mi-am făcut curaj să ies din casă, dar neapărat am trebuie să ies și am tras de mine rău de tot și sunt cumva și un pic supărățică, dacă pot să spun așa, pentru că am impresia că n-am făcut absolut nimic drăguț cu vlogul ăsta, dar trebuie să postez. E la 10 minute solarul, iar după vreau să trecem pe la Penny, să vedem ce au pe la Penny, că am văzut un clip pe TikTok la o tipă că nu-și mai face cumpărăturile la Lidl și s-a dus la Penny, s-a mutat de tot la Penny și mă duc până la Penny să văd. Țin minte că am fost odată la Penny și mi-am luat niște semințe de chia super ieftine. Deci mă duc într-acolo să vedem care-i treaba, dar asta după solar. Oh, ce față am! Am ajuns oarecum, e destul de aproape de mine, evident că am căutat unul cât mai aproape pentru cei care sunteți din București, exact la orășelul copiilor. Cea mai mare problemă aici însă este, după cum știți, parcarea și e foarte greu să găsești parcare aici. Am găsit un loc foarte strâmt și m-am descurcat până la urmă cu parcarea, dar acum mai am de mers pe jos, am parcat destul de departe, mă rog, 2 minuțele. Uitați, parcul acolo este absolut plin pentru că e duminică astăzi și toată lumea vine în parc, se umple parcul. Acum, nu știu, o să văd dacă găsesc un alt salon de bronzare tot pe aici, prin zonă, pe lângă mine, o să încerc să merg la altul. Dacă nu, voi rămâne la acesta și până la urmă o să parchez aici, în curtea McDonald's-ului, că este un McDonald's fix aici din nou, pentru cei care știți. Mai am puțin și ajung, să vedem cum e experiența aici. Dau drumul la cameră când ies. Să știți că am mai prins așa puțină viață. Eram sigură că o să întâmple asta dacă ies afară. A început să plouă afară între timp. Cele maxim 10 minute cât am stat eu la solar, nici măcar n-am stat 10 minute. 5 minuțele am stat, am intrat și am întrebat-o pe fata de la recepție cam cât îmi recomandă să stau, având în vedere că n-am mai stat de anul trecut. N-aveam decât să stau chiar 5 minute, adică mă gândeam undeva la 10, cred că cel mai mult am stat 15 sau 17 minute, dar asta după foarte, foarte multe sesiuni. Dar da, am stat 5 minuțele, bine, și așa mi-a spus și fata, decât să te arzi, mai bine stai atât și o luăm treptat. Așadar, păi mâine voi fi tot aici, îmi spunea că are toate becurile schimbate și, da, mă rog, chestia asta cu becurile schimbate noi n-avem de unde să știm, am mai auzit treaba asta, evident că nu se vede absolut nimic, n-are ce să se vadă după 5 minuțele, dar o luăm treptat. După cum vă spuneam, ce poate fi mai frumos, e extraordinar, plouă afară, ușor, ușor așa, țârâie. Și eu mă îndrept spre Penny, iar după
Vă arăt ce cumpărături am făcut. Închei vlogul, îl editez și vreau să mă uit la filmul acela 365 astăzi. Pentru că știu că a apărut și a doua parte, dar vreau să văd și prima parte, pentru că nu mai țin minte exact ce se întâmplă, am doar flash-uri așa. Și vreau să văd prima parte, iar după să văd și a doua parte, nu știu dacă este pe Netflix, dar voi vedea. Dacă nu este pe Netflix, îl văd pe calculator, văd eu cum fac, mă descurc. Și voiam să vă mai spun că nu vreau să par sadică sau ciudată pentru voi, dar mie îmi place extraordinar de mult mirosul ăsta de după solar, a un fel de carne arsă. Îmi cer scuze, dar ador, efectiv ador. Într-un timp, într-o vreme, știu că era devenise virală vorba aceea, nu știu alții cum sunt, dar eu când stau așa să mă gândesc ceva de genul ăsta, așa și eu acum, nu știu voi cum sunteți și alții cum sunt, dar eu efectiv iubesc ploaia și nu mă deranjează absolut deloc să merg prin ea, chiar dacă mă strâng eu, așa că îmi intră prin ochi, dar mi se pare atât de liniștitoare și mi se pare că miroase atât de bine și atât de răcoros totul și vreau să vă mai spun și că să știți că foarte, dar foarte puțin mă cam mustură pielea. Așadar, mulțumim foarte mult fetei de la recepție care mi-a recomandat și m-a convins să stau doar 5 minuțele, că altfel cred că ieșeam prăjită de acolo. Da. Să nu mergeți la Penny. Am întors cu 10 ouă. Cred că 7-le au fost. Și o casoletă de asta de mușchiuleți de pui, care a fost și asta destul de ieftină, cam aceleași prețuri ca și la Lidl. Și hârtie igienică, în schimb, foarte, foarte ieftină. Baxul ăsta, parcă 8 lei sau 7 lei, dar nu mai mult de 8 lei. Mă pun să mă schimb, mă pun să-mi gătesc ceva să mănânc, să mai strâng de pe aici, de prin bucătărie, că e puțin haos, este singura cameră de care nu m-am ocupat astăzi. Și mă pun la 365 după... Editez vlogul, îl pregătesc pentru mâine, că mâine sunt la serviciu și noi ne revedem miercuri. Vă pup!